Vorbeați mai devreme despre necesitatea unui dialog transparent. Este normal să fie așa într-o societate nu este care vrea acum să fie un dialog transparent. Nu, eu spuneam de ceea ce se se întâmpla înainte, în momentul în care de foarte multe ori românii au fost obișnuiți ca un lucru să fie impus. Ați văzut că au fost momente importante în istoria noastră recentă a PSD, când am invitat toți factorii interesați la dialog, la discuții, în momentul în care se întâmplau lucrurile. Și de foarte multe ori am avut această reacție din partea sindicatelor, din partea mediului de afaceri, dar nu ni s-a întâmplat niciodată până acum să fim chemați când vă gândiți la o inițiativă legislativă, de obicei ne chemați după. Să ne prezentați un lucru și să spuneți, ăsta este. Și eventual, dacă mai erau amendamente, le discutam votați în Parlament. Acesta este lucru, veni să vi-l prezentăm. Acum au fost parte activă a dialogului. Adică am fost întotdeauna în această dezbatere cu reprezentanții mediului de afaceri și a sindicatelor, în timp ce lucrurile se întâmplau, când părerea lor conta și putea să fie regăsită în interiorul documentului respectiv. Și s-a întâmplat acest lucru. S-a întâmplat să avem în programul de guvernare, s-a întâmplat să avem în celelalte programe pe care le-am prezentat, programul social, sprijin pentru România, să fie opiniile mediului de afaceri și ale sindicatelor. Vă dau un exemplu ca să fie foarte concret din sprijin pentru România. Acea majorare a salariului minim pe economie cu 200 de lei, care deja este ordonanță de urgență, a fost aprobată de guvern. Aceea este o inițiativă din partea mediului de afaceri venită către noi și este acolo. Este astăzi ordonanță. Eu cred că asta e normalitatea și spre asta trebuie să ne îndreptăm. E de fapt o inițiativă marca PSD? Nu, nu este o inițiativă marca PSD și nici nu ar trebui să punem neapărat etichetele astea cui aparține. Până la urmă, sprijin pentru România este pentru români. Trebuie să fie al cetățenilor din România. Faptul că PSD este recunoscut pentru vocația socială pe care o are ca partid social-democrat este corect, este lucru pe care trebuie să-l facem. Asta este în ființa noastră a PSD de a fi în zona aceasta. Nu înseamnă că neglijăm cumva mediul de afaceri. Întreprinderile mici și mijlocii, în la urmă, în toată Europa, dar cu atât mai mult și în România, reprezintă locurile unde s-au creat cele mai multe locuri de muncă stabile în ultima vreme, în ultimii 5 ani. Statisticile întotdeauna asta arată. Și atunci sprijinirea mediului de afaceri este una dintre țintele pe care le are Partidul Social Democrat, în special al întreprinderilor mici și mijlocii, pentru că acolo este capitalul românesc și pentru că cea mai bună protecție, măsură de protecție socială o reprezintă locul de muncă bine plătit. Și atunci, logic și natural, sprijinirea capitalului românesc, sprijinirea IMM-urilor, sprijinirea mediului de afaceri este mai mult decât o necesitate, este o obligație și pentru Partidul Social Democrat și ați văzut foarte multe măsuri, pot să le și nominalizez, cele din pachetul Sprijin pentru România, unde 60% dintre măsuri sunt de natură economică, adică vin să sprijine aceste IMM-uri și toată dinamica investițiilor, construcțiilor din România, 40% sunt măsuri sociale. Dar mai mult decât atât, înainte este acel program tot de 17 pachet de programe, tot de 17 milioane de lei, care reprezintă măsuri de garanție, post-garanție, care se desfășoară cu ajutorul FNG și IMM. Vorbesc de IMM Invest, vorbesc de Rural Invest, vorbesc de Garant Construct, de IMM Agro. Toate aceste programe care sprijină real întreprinderile mici și mijlocii din România.